Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit din nou. Acum o să ne oprim la un stejar vechi de 370 de ani. Stejarul Cheche este un copac monumental situat în Val de Orcea, localitatea Cheche, în municipiul Pienza, din provincia Siena. Este un exemplar de stejar Quercus petraea. Ceca sau Checa este numele cu care este indicată vrăjitoarea în Toscana. Arborele puternic se mândrește cu o vârstă aproximativ de 370 de ani. Are o înălțime de 19 metri, un trunchi cu diametru de aproximativ 4,90 de metri, aproape 5 metri, și o corană de peste 34 de metri în diametru. În iunie 2017, stejarul din Cheche a obținut recunoașterea MyBert. Este primul monument verde din Italia. Istoria l-a văzut protagonist în diferite momente, dintre care ultimul a fost în timpul cel de-al doilea război mondial, când a fost ales ca adăpost pentru muniția partizanilor. La 15 august 2014 a fost rănit grav de un act de neiertare de vandalism și a pierdut o ramură puternică. La 1 august 2017, după 3 ani de nerespectare și lipsă de intervenții pentru a oferi stejarului o structură mai stabilă, s-a mai rupt încă o ramură semnificativ de mare. O legendă spune că arborele este cunoscut și sub numele de stejarul vrăjitoarelor, deoarece, potrivit unei legende antice din trecut, a fost locul unde s-au întâlnit cu ocazia sabatului, o convenție în timpul căreia s-au efectuat practici magice și ritualuri blasfemate. Așa că să vă mai arăt încă ceva aici. Vă arăt un copac, are 370 de ani. După cum vedeți aici, 370 ani are acest copac, care e aici. Curcea de le Cerche, dichiarat monumento naționale. Deci e declarat monument național acest copac. Uitați-l aici. Uitați-l cât e de mare. E cadut-o un ramă. Asta e un ramă, ăsta e o cracă care a căzut din copacul ăsta. Dar uitați copacul aici. Ăsta e copacul. Ăsta e copacul care are 370 de ani. Uitați cât e de mare. Nu e mare rău, dar are o vechime semnificativă. Și asta e o cracă care s-a rupt din el. Dar uitați cât e de mare craca asta. Și încă a rezistat. S-a rupt de undeva de aici, dacă vedeți. Da, și a scris numele pe pietre. Așa se zice că îndeplinește dorințe. Uite și încă o cracă ruptă din el. Și încă una, încă un chituc. Da, uite, a căzut de acolo, s-au rupt. Da, au dat ei cu ceva ca să nu se... Da, exact, ca să nu-l afecteze. 370 de ani, vă dați seama copacul ăsta. Da, bate un pic cam tare vântul, că aș fi vrut să ridic și drona aici, dar nu e bun timpul pentru dronă, că o să-mi ia vântul. Dar vă arăt așa de aici, de jos, de la sol. E măricel copacul. Foarte fain. Dar cum se numește localitatea aici? Lecheche. Lecheche. Da, se numește Lecheche aici. Hai să luăm acasă craca asta. Mamă, da uite cât e de mare craca asta. Da, uite, știi ce, da. Tu îți dai seama? Craca asta cât e de mare. Silent nights recalling you. A souvenir of what it could be. Pieces of my mind.